Bine v-am regăsit, stimați prieteni, de această dată o să ne îndreptăm prin paginile ziarelor către o zonă foarte, foarte friguroasă. Va fi o emisiune cu frig, suntem în plină toamnă, se apropie iarna și vom vorbi despre frig, despre minus 40 de grade, despre misiune la minus 40 de grade, despre multiculturalism într-o Europa care este provocată de multiculturalitate, despre căsătorie între doi oameni care vin din două culturi diferite, despre foarte, foarte multe lucruri interesante. Am doi invitați pe care, la fel ca pe profesorul Maci, i-am vânat de multă vreme, i-am așteptat să vină, au venit de la distanță și le mulțumesc că au venit în emisiune. Familia Sisoev. Ian Sisoev și, așa cum se obișnuiește în cultura respectivă, Dana Sisoeva. Da? Da, Ian Sisoev și Dana Sisoeva. Corect. Bine ați venit! Mulțumim și noi pentru invitație, bine v-am găsit! Mulțumim, bine v-am regăsit! Telespectatorii noștri vor fi șocați prima dată de aparențele pe care le văd. Bărbat cu aspect asiatic care vorbește perfect românește. Trebuie să vă spun că Ian a fost unul dintre cei mai buni studenți ai mei la greacă și nu pentru că are un dar special pentru limbi, ci pentru că are caracter. A învățat foarte bine la toate obiectele, a terminat cu note foarte mari și dincolo de faptul că s-a câștigat la Universitatea Emanuel cu știință de carte, s-a mai câștigat cu ceva. Povestește-ne, dragă Ian, de unde vii? Cum ai venit la Universitatea Emanuel și ce a însemnat pentru tine aterizarea în cultura noastră, în cultura română? Eu vin din Republica Iacutia, care face parte din Federația Rusă și momentan, la 8.000 de kilometri aproximativ de Oradea. Uh-huh. Acolo m-am născut, în orașul Mirnei, și în 94, chiar înainte, un pic în 93, l-am cunoscut pe Dumnezeu și apoi în 94 am aflat prin păstorul meu, care a intrat în legătură cu misionarii de la Institutul Biblic Emanuel pe atunci, am ajuns și datorită viziunii și lucrării fratelui Iosif Țon la Oradea, da, să studiez teologia. Am fost așa, din momentul convertirii mele, viața s-a schimbat radical, nu numai spiritual, dar și cultural și cu totului tot. Odată ce am venit în Oradea, a trebuit să învăț limba română și multe altele pe parcurs, pe când până atunci n-am plecat mai departe, așa să zic, de 200 de kilometri de orașul meu, orașul Iacuțsk. Am mai fost eu într-o ieșire până la Moscova, dar foarte scurtă. Așa am ajuns în România și așa am cunoscut-o și pe Dana. Da, mi-aduc aminte de prima ta prezentare la capela, a fost de fapt în limba engleză. Și ne-ai spus atunci că să nu credem că vii dintr-un loc foarte sălbatic, că orașul tău este mai mare decât orașul Oradea. Da. Și eu mă duc aminte. Da, da, era dintr-un complex, probabil. Da. Într-adevăr, așa a fost. Mai degrabă a fost în rungleză ceva, mai degrabă. Da. Deci ai ajuns în Oradea, ai devenit student și așa ai cunoscut-o pe Dana. Prietenia voastră s-a legat sub ochii noștri, a fost o prietenie exemplară și încă din timpul studenției voastre mi-am pus problema ce se va întâmpla după ce veți termina. Dana, povestește-ne tu câte ceva despre tine, unde ești născută, cum de-ai venit la Oradea și ce s-a întâmplat apoi după ce l-ai cunoscut pe Ian. Da, eu sunt din Caraș-Severin, sunt născută în Anina. Am venit la Oradea ca să fiu misionară, deci asta a fost scopul, n-am venit ca să fac altceva. Am terminat teologie didactică, pentru că teologie atunci nu era... Atunci aveam secția aia, da, aveam secția, didactică. Da.
Și sigur m-am gândit la un moment dat că aș dori să merg în Africa. Bine, asta, povestea cu misiunea a început chiar înainte de Revoluție, pentru că nu era posibil asta. Am citit o carte, Ana din Ava, și m-a impresionat foarte mult și asta mi-am dorit. Și când a venit Revoluția, imediat parcă anul următor s-a înființat școala biblică și am auzit despre ea și am știut că acolo este locul meu, asta vreau să fac în viață. Și venind la Oradea, mă gândeam eu la Africa, la India, unde credeam că este mai multă nevoie. Apoi am auzit o predică despre fosta Uniune Sovietică și despre multe nații care nu au Biblia în limba lor, care au nevoie de evangelizare. Și oricum atunci m-am gândit că poate într-o zonă ca asta Dumnezeu mă vrea ca misionară. Deci când l-am întâlnit pe ea și am început să ne împrietenim, cumva am simțit că avem cam aceeași viziune, ne uităm în aceeași direcție amândoi și asta era încă o confirmare a faptului că Dumnezeu ne vrea împreună, că Dumnezeu mă vrea pe mine acolo. Și pe fondul acesta noi nu ne-am pus problema că, sau ne-a pus la început problema puțin Ian, a spus că el vrea să meargă înapoi în orașul lui și să lucreze acolo ca misionar, dar pentru mine era o veste bună, deci nu m-a speriat ideea de a pleca în Siberia sau oriunde. Așa că v-ați căsătorit în anul 98. În 98 v-ați căsătorit și ați plecat apoi în Siberia. Aș vrea să ne povestești câteva detalii. De unde, de ce suntem la emisiunea Între Scriptură și Ziar? Pentru că voi, creștini fiind, aveți mărturisirea de credință din Scripturi, dar ați apărut în ziare. Ați apărut la un moment dat într-un ziar de circulație națională, ceva în genul Viața la minus 40 de grade. Este relatată experiența ta cu anumite lucruri care țin de șocul cultural. Vreau să ne povestești pentru telespectatorii noștri care au fost primele tale întâlniri cu cultura lui Ian. Ce a reprezentat pentru tine aterizarea în Siberia, ce a însemnat contactul cu rudeniile, cu poporul iacut? Într-adevăr, n-am fost înainte ca să văd ce mă va aștepta. El m-a pregătit, mi-a spus că va fi frig, citisem ceva despre Rusia, aveam o idee despre cultură. Nu știam, dar n-am fost pregătită pentru ce am întâlnit acolo. A fost destul de șocant, este totuși Siberia. Orașul... Eu am priceput de la întâlnirea aia în care i-am povestit despre Iacuzi că este oraș mai frumos decât Oradea și mă închipuiam un oraș mare. Totuși e diferit pentru că este pe un pământ nisipos, nu vezi foarte puțină verdeață. Eu am crescut într-o zonă de munte și asta mi-a lipsit foarte mult. Drumuri foarte rele pentru că pământul îngheață se dezgheață, nisipul ăla alunecă. Am nimerit și am mers acolo în septembrie când era mult noroi și mizerie. Și a fost foarte greu. Apoi, bineînțeles că nu cunoșteam limba, chiar și rusă, acolo se vorbește cu un accent iacut. De fapt, în oraș sunt foarte mulți ruși, dar și iacuți, care sunt două culturi diferite. Rușii sunt blonzi, mai deschiși, iacuții. De fapt, sunt deportați pentru omogenizare socială și culturală. Stalin, și nu numai el, regimurile comuniste au avut această practică de omogenizare. Au trimis iacuți la Moscova, au luat de la Moscova, au trimis în celelalte republici, așa se întâmplă și în Republica Moldova, e o mixtură foarte interesantă de populații. Da, sunt. El urmărea mai mult dezrădăcinarea și asta s-a urmărit, dezrădăcinarea. Dezumanizare, așa, de pierderea identității. Pierderea tradițiilor, pierderea identității. Și culturile minore erau întotdeauna asimilate în cultura rusească. Cultura rusească era predominantă în Uniunea Sovietică. Eu sunt un fel de exemplar așa al asimilării culturii iacute în cultura rusească, pentru că nu cunosc limba mea natală. Da. Știu câteva cuvinte, dar curios fiind, știu mai multă greacă și ebraică decât limba mea natală. Da. Și comunicați în interiorul populației în limba rusă. De obicei asta se întâmplă în republici asimilate, iar în Moldova, îmi spuneau studenții din Republica Moldova, la un moment dat se spunea, rușii spuneau, vorbește omenește, adică să vorbești în rusește, vorbește corect, să vorbești în rusește. Acum, în Iacuz n-au existat școli în limba iacută, decât mai târziu s-a revenit. Foarte puțin, așa numai să fie de fațadă.
Da, într-adevăr. Și la fel, limba rusă a ajuns lingua franca pentru... S-a întâmplat ce s-a întâmplat, de exemplu, în cultura uzbecă, un reviriment al culturii naționale, reînființarea de școli. Exact, da. Reetipărirea de literatură. Acum se întâmplă. Da, deci un pic întârziat, dar totuși se întâmplă. Da. Restaurarea, recuperarea culturii tradiționale. Da, au construit un teatru în care se prezintă piesă în limba iacută, se tipăresc într-adevăr, dar acum, în anii... ce știu, ultimii ani. Se reface portul național mai departe. Da, festivaluri. Bun, tu ai ajuns ca europeancă, arătând diferit, comportând diferit într-o cultură care mănâncă diferit, da? Care a fost prima mâncare diferită pe care, de care ai avut parte? Nici nu știu. Au ei pelimenii, nu știu dacă cunoașteți un fel de tortellini, dar un pic mai mari. Ceea ce n-am mâncat și n-am reușit să... este peștele crud să mănâncă, congelat. Da. Îl tai așa feliuță mărunt, subțiri, ca untul. Și pun condimente. Da, un fel de sushi. Da, cum e, sushi. Da. Sushi primitiv. În rest, noi găteam cum știam, cu ce aveam acolo, cu ce puteam cumpăra. Nu existau supermarketuri. De fapt, nici în România 99 nu existau. A fost greu pentru mine că nu aveam computer acasă, nu aveam internet. Acum mi se pare mult mai ușor să te muzi într-un loc în altul, că poți să ții legătura cu prietenii. Era foarte scump să vorbim la telefon. Aveam telefon fix acasă, vorbeam de la neamurile lui Ian. Și atunci am pierdut așa dintr-o dată contactul cu tot ce-i românesc, n-auzeam limba română, vorbeam numai noi între noi și începeam să folosim cuvinte în limba rusă. Țin minte că am sunat acasă la un moment dat și mi-a răspuns robotul în limba română și îmi suna ca limba străină, așa cumva vorbită nazal și mă emoționa foarte mult să aud limba română. Mai târziu, când s-au născut copii, am înregistrat casete cu desene animate în limba română ca să auzim și altceva decât ceea ce vorbim noi între noi. Ați stat în cultura respectivă, ați avut câteva provocări inclusiv în sănătate, în probleme de genul igienii apei, da? Cum era apa, cum făceați ceai, era apă curată, era... Eu obișnuiesc să spun că de-aia am început să beau ceai în Iacusca, apa oricum era maronie. Nu tot timpul chiar. Nu, primăvara când se dezghețea zăpada și atunci se... ne-am cumpărat un filtru. Apa era maronie pentru că în mai pornește gheață, se sparge gheață de pe fluviul Lena, pe care e stabilit orașul Iacusc. Și atunci orașul, alimentându-se de la râul fluviul Lena, filtrele nici nu mai făceau față. Da. Și atunci venea cu tot nămolul, cu așa, mă rog, noi aveam filtrele acasă, dar... Era mai sigur să bezi ceai. Oricum se fierbea apa și... Da, se fierbea apa. Da, se bea mult ceai negru, asta era problema, de aia se zice despre ceai natural care vine din robinet, da? Da, pentru mine era important apa, nu plăcea apa fiartă, eu încă spun la zona de muntă unde apa e de izvor și ați început la un moment dat sau ați fost implicați pentru scurtă vreme într-un proiect de traducere în Noul Testament în limba iacută, din câte știu eu. Înțeleg că se continuă proiectul cu un ucenic de-al vostru. Deci ați stat acolo și ați reușit totuși să transmiteți din ceea ce ați învățat, din valorile voastre, să transmiteți unei alte generații de ucenici. Aceasta a fost dorința mea încă de pe când am fost pe băncile școlii de la Oradea. Și nu am abandonat complet această speranță. Chiar și acum, după mai bine de 15 ani. Ne-am rugat mult pentru asta, îmi doream să văd scriptura într-o limbă accesibilă natală pentru cei din jurul meu. Chiar dacă nu vorbeam iacută, am făcut mai multe salturi așa de a învăța limba, dar fiind și slujind mai mult, fiind în cultură rusească în continuare, eu devenind întâi lider de tineret și apoi păstor în biserică de unde l-am cunoscut pe Dumnezeu înainte de a veni în România, toate contactele mele, ucenicizarea, predicarea, misiunea, până și misiunea se făcea în limba rusă.
Apoi au fost acolo câteva aspecte și politice. Știți că asemenea proiecte de anvergură aceasta a traduce Noul Testament, uh-huh. Vechiul Testament. Noul Testament deja era început. Proiectul asumat, nu mai puteam să intrăm acolo. Speram să putem începe Vechiul Testament, însă acesta era și mai ambițios proiectul. Între timp, deci, o organizație a preluat și Vechiul Testament și a început să traducă. Acum, într-adevăr, un băiat tânăr, Vladimir Burnașov, el a cunoscut pe Dumnezeu în timpul lucrării noastre cu tineret, așa ne-a ghidat Dumnezeu în perioada aceea să ne ocupăm mai mult de lucrarea cu tinerii. El, cunoscându-l pe Dumnezeu, cunoscând limba perfect, el era practic iacut, părinții lui... De la țară, da. De la țară, acolo, exact. Acolo se vorbește iacută mai mult. De la o comună, așa, de lângă oraș, la 50 de kilometri. A făcut studiile la Universitatea Creștină în Sankt Petersburg. Și a revenit înapoi, chiar și el căsătorit cu o europeancă din Orsoaică, din Sankt Petersburg. Acum locuiesc în Iacuț și așa o impresie plăcută îmi făcea. Trimitea poze, video și a făcut o casă națională. În port național și se implică în această traducere. Prin ce este deosebit o casă tradițională iacută de orice altă locuință sau o locuință rusească? Probabil nu mai mult prin material, ci cât prin formă. Cât prin formă. Și păstrează încă aspectele rudimentare, așa, mai naturale, mai simple. Practic e făcută din bârne. Avem păduri. Din bârne de lemn. Bârne de lemn, bârne de pin și altele, conifere. Nici nu știu să zic, nu mi-aduc aminte acum exact cum arată casa lui, dar din ce m-a șocat și pe mine era că era o singură încăpere, care era doar vizual împărțită în mai multe camere. Cam așa, da. Și el va continua acest proiect. Da, și el acum se ocupă de acest lucru, el se implică în Vechiul Testament. Noul Testament a fost tradus în limba iacută și cu anumite influențe acolo. Și am lucrat un an și jumătate aproape de timp la ajustarea lui, să zic așa, la revenirea lui la anumită terminologie mai aproape de original. Da. Mai aproape de... Pentru că, de exemplu, erau folosite cuvintele de genul să te duci să te arăți specific la un anumit fel de slujitor, ca să fim corecți, așa. Și nu la ce scria în greacă. Da. Când spunea Domnul Iisus în acea du-te și arată-te vindicând cei 10 leproși, du-te și merge și arătați-vă. Da. Dacă un iacut ar fi citit acolo text, cuvântul era folosit du-te și arată-te la un anumit fel de slujitor. Da. Nu era transmisă ideea din preotul Vechiului Testament. Am înțeles. Înțelegeți? Da. Și atunci trebuia să ajustăm lucrurile acelea. Am preluat textul, l-am formatat în format electronic. Frații au continuat după plecarea noastră în 2009. Deci, practic, voi ați făcut o editare teologică. Da. O editare teologică și lingvistică, semantică. Bun, ați ajuns înapoi în România pentru câțiva ani și urmează alte proiecte despre care o să vorbim imediat. Cum ați hotărât să vă reîntoarceți în România? Ce a determinat reîntoarcerea și cum ați hotărât să vă reîntoarceți? Noi ne-am rugat când am mers acolo și ne-am făcut planul pentru 10 ani, așa am decis noi să stăm 10 ani și am zis că după 10 ani căutăm din nou voia Domnului și așa s-a întâmplat că după 10 ani Dora trebuia să înceapă școala, Nathan era mai mic, fiica noastră și am simțit noi că lucrarea s-a încheiat acolo, deși mai sunt lucruri de făcut, dar am reușit prin tabere de tinere, prin ce am organizat, să predăm mai departe cuiva ștafeta. La biserică din nou a fost cine să se implice. E felul în care am înțeles noi călăuzirea Domnului. N-am știut ce să facem când ne vom întoarce. Ne-am întors cu gândul de a continua studiile.
nu s-a materializat nici asta. Până la urmă am fost implicați puțin la Anina, de unde sunt eu, apoi am fost chemați în Hunedoara, unde am lucrat într-un centru creștin. La început, acum până al altă ieri sau până vineri, am lucrat într-o școală creștină, școala Samuel din Deva. Da. Și Ana a fost păstor la Biserica Biruința. Pentru câți ani ai fost păstor, Ian? La Biserica Biruința am fost păstor ultimii 2 ani. Uh-huh. Ultimii 2 ani, înainte de aceasta, un an de zile am fost și la Biruință și la o biserică dintr-o comună lângă Hunedoara. Și chiar la început, înainte de amândouă acestea, am fost păstor la o biserică din Hunedoara, într-un cartier acolo. Da. Acum urmează un alt proiect. Ca unii care suntem în mutare și ca familie ne-am mutat de 12 ori, asta e a 12 oară, chiar acum se desfășoară mutarea, vă pregătiți de mutare spre... Barcelona. Spre Barcelona, județul Spania. Da, înțeleg că ai fost ales ca păstor la o biserică de... De român. De român, da? Deci sunteți într-o situație extrem de ciudată. Un siberian, mai precis iacut, căsătorit cu o româncă, merg în diaspora românească să păstorească o biserică în vestul Europei. Da? Asta înseamnă un amestec de culturi, cultura ta, cultura ei, într-o altă cultură veți predica unor oameni care deja sunt asimilabili și vă vor asimila și ca unul care a experimentat asimilarea trebuie să știi că a doua generație de obicei, dacă nu a treia, cu siguranță este asimilată în cultura de destinație. Da? Copiii cărora pe care îi vei binecuvânta vor fi spanioli, cu nume românești. Cum priviți această provocare? În primul rând, trebuie să zice că dacă mi-ar fi zis cineva că o să mă mut în vest, aș fi zis niciodată. Deci chiar nu ne gândeam să plecăm în vest, nu aveam niciun plan cu privința asta. Ne gândeam să mergem în misiune mai târziu, deci noi am rămas pe ideea de misiune. Am zis că pentru o perioadă avem nevoie să ne întoarcem în România, dar niciodată în vest. Și așa s-a întâmplat. Eu, Dumnezeu m-a pregătit dinainte și vreau să am timp să scriu într-o zi pe blog despre asta, că va avea loc o schimbare în viața noastră. Și am primit o invitație, noi am zis ce să facem noi în Spania, nu avem de ce să mergem acolo, până la urmă s-a insistat, am zis hai să mergem să vedem despre ce-i vorba. Și ajungând acolo am reușit să interacționăm foarte bine cu oamenii de acolo, pe de altă parte aici la Hunedoara iarăși. Dumnezeu vorbește în diferite feluri și treptat în care te pregătește. Toată să simți că o lucrare s-a încheiat, începi alta. Și nici nu știu cum de am luat până la urmă decizia și noi ne dăm seama că va fi destul de greu și dificil. Și nu ceva la care ne-am gândit dinainte, nici vorbă, nu gândeam să mergem în Spania, nu mergem acolo pentru bani, simțim că oamenii din diaspora au nevoie de noi. Probabil că așa a rânduit Dumnezeu de oameni care au experimentat mai multe culturi. Oameni care n-ar fi mers acolo decât pentru misiune și s-ar putea ca Dumnezeu să aibă nevoie de experiența noastră sau cred că ne-a pregătit pentru Spania. Nu știu pentru câtă vreme vom fi acolo, dar pentru o vreme asta am simțit noi că este voia lui Dumnezeu pentru noi. Cum privești tu, Ian, această nouă experiență, nou transfer dintr-o parte? Cu siguranță va fi o provocare și este o provocare deja. Nu am căutat niciodată banii. Nici nu pricepem să ne vindem lucrurile acum, cum ne mutăm, trebuie să ne gândim OLX, ce chestii. Nu știm să facem asta. Nu știu, dar până la urmă dădeam totul la prieteni și așa. Da, ei sunteți o ciudățenie din perspectiva asta când vă gândiți la bani. Majoritatea celor din generațiile noastre, al voastre, sunteți cu generații în urma mea, se gândesc la asta sau numai la asta. Dacă nu vă gândiți la bani, la ce vă gândiți? Care, dacă ar fi să puneți crezul familiei voastre, lucru pentru care trăiți, lucru pentru care merită să vă dați viața, care ar fi acela? Că unii spun, domnule, vrem să facem zestre la copii, vrem să facem o casă, da? Pentru asta trăim, să vedem, dacă reușesc să termin și casa asta, gata, dacă reușesc să fac, dacă reușesc să-mi văd fiica măritată, pot să mor. Când puteți voi să spuneți că acum pot să mor? Cam, și că asta rezumă cumva crezul, pentru ce trăiți? Poate o să sună ciudat, dar așa simt și cred că
Chiar și pe fundalul educației, să zic așa, patriotice, sovietice, care totuși încuraja altruismul, încuraja încercările indivizilor de a ridica patria și așa. Pe fundalul acesta al patriotismului în care am fost noi educați și valorile, practic, de fapt, împrumutate de la creștinism. Când l-am cunoscut pe Dumnezeu, chemarea mea a fost să revin înapoi în Iacuțc, ceea ce am și făcut. Când am revenit, am cunoscut voia Domnului, știam foarte sigur. Și 10 ani de zile nu ne-am pus nicio îndoială sau problemă, întrebare, unde mergem, dacă ne întoarcem și așa. Cred că pentru noi, pentru amândoi, credeul nostru este ucenicizarea. Faceți ucenici. Am fost ucenicizați aici în România și mă aduc aminte la o întâlnire de tineret. Mi-am pecetluit așa în sinea mea o chemare. Auzisem chiar și înainte de a veni în România că dacă fiecare creștin ar aduce la Hristos și ar uceniciza până la maturitate spirituală 7 suflete, toată lumea s-ar converti. Auzeam niște statistici așa. Iar la o întâlnire de tineret în Oradea, la un moment dat, când am văzut mai multe mâini de tineri ridicându-se, și chiar am experimentat așa o mântuire a lor, am fost martor la mântuirea lor, sau rededicarea lor, mi-am propus și eu să fac același lucru. Să văd oameni apropiindu-se de Hristos, cunoscându-L pe Hristos. Și prima dată am făcut această neacutie la fel. Nu ne-am dus acolo să profesăm că, de fapt, no, Dana are modulul pedagogic, poate se predea. Eu tot ce am... Oricum în Spania va fi inutil. Da, mă rog, da, se poate întoarce aici în țară. Singura mea diplomă este cea din liceu din Iacuțc, inutil aici. Da. Dar cea din România de teologie pastorală e inutilă acolo. Da. Și amândouă inutile dincolo. Da. Deci voi chiar luați în serios pasajul care spune: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i. Da? Asta e ucenici. Să învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Nu uitați că această trimitere este între două coperți. Într-una, pe prima copertă a trimiterei astea, a cărții acestea de trimitere, scrie: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Amin. Și chiar dacă veți rămâne fără lucruri și fără avuții și fără averi, este o avere nestricăcioasă care vă este pusă deoparte. Și a doua copertă este: eu voi fi cu voi. Puterea lui și prezența lui sunt cu voi. De aceea nu descurajați. Într-un fel, de asta am și ținut neapărat și m-am ținut de voi să veniți la emisiunea aceasta, să vă prezentăm ascultătorilor, privitorilor Credo TV, să ne rugăm pentru voi, să vă încredințăm în mâna lui Dumnezeu și să faceți ce este cel mai bine și ce știți cel mai bine, să faceți ucenici și să vă puneți cu toată dedicarea înaintea lui Dumnezeu. Dacă ar fi pe final, imediat o să se epuizeze timpul nostru și pe final, dacă ar fi din partea fiecăruia dintre voi să dați câte un sfat sau o serie de lucruri pe care le-ați transmite tinerilor care ne ascultă, care contemplă. Unii sunt tentați de gândul acesta, au citit biografii de misionari și ar vrea să meargă în misiune. Unii în epoca internetului se cunosc, tineri din diferite culturi, fără să fi văzut vreodată, descoperă că merg în aceeași direcție. Ce i-ați sfătui voi, mai întâi Dana și apoi Ian, din experiența voastră de căsnicie biculturală, din experiența voastră de misiune, ce le-ați spune acestor tineri care sunt, poate unii n-au curaj, poate n-au îndrăzneala de a se gândi să mă duc până la capătul lumii?
Avem un fost student care a spus, mai în glumă, mai în serios, am pus mâna pe marginea lumii, fiind în capătul polului, pe o margine de gheață. Am pus mâna pe capătul lumii, am ajuns până la capătul lumii, până la polul nord. Voi ce ați sfătuit pe acești tineri? Am vrut să spun puțin despre pentru ce trăiesc eu. Cred că la mine a fost important felul în care a trăit tatăl meu. Adică era clar că nu trăiește pentru bani, pentru avere. Pe vremea respectivă, înainte de comunist, ca să fii păstor, însemna un anumit risc. Și asta a venit natural la mine. Adică am trăit pentru asta fără să mă gândesc că alții trăiesc pentru alte lucruri. Și asta ne-am propus să trăim pentru Dumnezeu și cum? Făcând ucenici și împlinind porunca Lui. Nu știu ce sfat să dau, cred că fiecare are o chemare în vest, poate în est, poate chiar aici în România. Odată ce ai înțeles chemarea, devine ușor, pentru că Dumnezeu te călăuzește, îți dă înzestrările de care ai nevoie și e contextul în care să-ți folosești darurile. Odată ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, chiar dacă niciun alt membru din familia mea apropiată din Iacutia nu a cunoscut pe Dumnezeu, mi s-a schimbat complet viziunea vieții. Contează pentru ei mult ce viziune au. Și în fața oricăror obstacole, că e bicultural, că sunt probleme materiale, că nu știu exact sau precis ce fel de proiecte vor face. Ce contează este să urmărești viziunea care ți-o dă Dumnezeu. Noi aceasta am urmărit. Și chiar dacă pe moment Dumnezeu a permis să moară unele visări de ale noastre și să ne spună Domnul, iubiți-mi mai mult pe mine decât proiectele voastre sau visurile voastre, chiar dacă El ni le-a reașezat, le-a ajustat, am rămas în direcția generală de a-L urmări pe El și ce vrea El să facem. Chiar cu riscul de a suna șablonatic, așa, voia lui Dumnezeu, ca viziune pentru viața mea. Și apoi misiunea de a împlini prin lucruri practice. Urmăriți viziunea. Care este cel mai dureros lucru la care a fost a trebuit să renunțați? Unde ați resimțit durerea cea mai mare? În toate tranzițiile astea, faptul că vă știu pe amândoi copii deștepți, ați fi putut să fiți nu numai doctorant străluciți, ci doctori în științe amândoi, și am înțeles că educația este unul din sacrificiile pe care ați făcut, că nu ați continuat educația. Alte lucruri pe care le-ați pus pe altar, ca să știe ceilalți ce așteaptă, dragii mei. Pe lângă educație, poate nu am fost priviți, wow, au venit misionari, și dimpotrivă poate a trebuit să facem lucrurile de jos, pentru că nu știam să vorbesc limba, trebuia să slujesc altfel cum puteam, și erau foarte mulți misionari în Iacuț care spălau vasele, spălau hainele, altora care veneau, ieșeau din penitenciar și veneau la centrul nostru. Eu n-am slujit acolo, dar multe lucruri pe care trebuie să le faci și pentru care te gândești, n-am pregătire pentru așa ceva, am pregătire pentru altceva, să dau învățătură, dar Dumnezeu ne lasă să facem alte lucruri ca să învățăm smerenia. Și cel mai dureros a fost să descoperim că avem, nu ei au atât de mult, sau au și ei nevoie de noi, dar și noi avem nevoie de ei. Pentru că Dumnezeu, ca pe Iosif, simt că m-a luat din casa mea, m-a pus într-un alt context în care a trebuit să învăț foarte multe lucruri. Și m-a schimbat foarte mult faptul că am fost acolo, între oameni străini, oameni care nu întotdeauna au apreciat, pentru că oamenii nu apreciază întotdeauna, sau nu la început, până nu te cunosc. Chiar a fost așa o perioadă destul de lungă, ne-a zis cineva că 5 ani lucrez la autoritatea ta, până oamenii ne-au văzut că stăm acolo, aveam impresia că pentru că Ian are o soție european, că noi vom pleca de acolo, nu vom rezista mult. Și după 5 ani au început să aibă încredere și să vadă că noi stăm cu ei, că noi iubim, că noi jertfim pentru ei. La început am stat în chilie și în condiții destul de grele. Și după 5 ani am construit niște relații foarte frumoase și noi chiar ne bucurăm să avem vești de la ucenicii noștri, de la grupul de fete în care m-am implicat.
Da. Copiii amândoi sunt născuți acolo? Da. Da. Deci ai născut în Iacuția, în condițiile de acolo, bănuiesc, nu foarte, nu da, foarte ușoare. Și, apropo, 40 de grade, că spuneați de ziar, 40 de grade era ok, sub 50 de grade când începea să fie problematic. Am prins minus 57. Cum ai rezistat la minus 57 de grade? Se îmbracă lumea foarte bine, m-am îmbrăcat foarte bine, trebuia să-mi acoper fața. Se întâmpla să respir foarte greu, trebuia să intru în magazin să mă încălzesc. Dar apropo de sănătate, eu m-am simțit mai bine acolo pentru că aerul este uscat. Eu am o mică alergie la umiditate, la igrăsie. Și foarte rar mă îmbolnăveam. Deci nu am avut nicio problemă de sănătate. Da, chiar primii 2 ani n-ai avut nicio răceală. Ceea ce m-am mirat și eu. Ian, din potriva, avea poate mai... Bine, eu fiind mai mult în contact cu oamenii, da, de acolo. Da. Și apropo de copii că s-au născut acolo, ne-am amintit acum când am fost sus. Dora spunea, când ne-am întors în România, toți ne spuneau, a, rusoaică. Și ea zicea, eu sunt rusoaică. Și Nathan a vrut să spună și el. Și fiind era, mai mic. Fiind mai mic, ce știu cât să ne avea Nathan, 3-4 ani, și a zis, eu sunt rusoi. Deci multă vreme ei s-au simțit așa și acum se simt, dar simt poate mai mult români când vorbesc românește. Ian, ce ar trebui să sacrifici și ce ar trebui să știe cei care apucă calea voastră? Viața de misionar și de slujitor, bineînțeles, nu e chiar roză. Așa romantică cum apare în cărți. Da. Când biografiile misionare este prezentat așa de fascinant încât unii tineri se îndrăgostesc de idee, la fel cum se îndrăgostesc de dragoste. Și când dau peste partenerul de viață, se întreabă de ce nu e așa. La fel se întâmplă și cu misiune. Întâi aș vrea să spun, ca să nu uit să... dacă ar fi fost să îmi fi construit eu singur viața, nu știu dacă ar fi rămas nu binecuvântat, că nu vreau să fiu așa, n-aș fi ajuns și n-aș fi devenit ceea ce sunt acum. Cu siguranță. Consider prin faptul că poate undeva naiv la început, poate undeva fără să-mi dau seama ce va însemna aceasta, totuși Dumnezeu, când Domnul pe care îl slujam, El asigura toate lucrurile, ne trezeam cu binecuvântări și nu mă refer neapărat la cele materiale, și la acelea, deci Domnul dădea mai mult decât. Peste satisfacția sufletească și duhovnicească de a vedea oamenii crescând, de a se multiplica ei, Domnul dădea și cele materiale. Modest așa, fără prea multe. Dar n-am sacrificat, n-am pierdut din lucrurile, din artificiile culturilor noastre, cele rusești sau iacute, slavone și cea românească, ci poate am pierdut din atitudinea oamenilor. Mă aduc aminte, o criză majoră pentru noi a fost respingerea celor pe care i-am slujit. A păzit-o și Apostolul Pavel. Da, când, e frumos când o citești și studiezi în greacă. Și te aștepți că o să va întâmpla, te aștepți că îți vor spune ca lui Moise, dacă nu vrei și pe noi să ne omori. Dar e altfel când fiind aproape păstor, ești chemat la comitet, tu de către tineri, ei făcând alianță cu... Da, în fine. Era destul de dificil să simți strădarea. Și asta este un vaccin foarte, foarte bun. Foarte bun. Și dacă reușești peste timpul, peste criza aceea, să treci și să nu pierzi încrederea în frați, să nu pierzi încrederea în ideea de a uceniciza pe oameni, câștigi. De aceea nu zic că am pierdut noi ceva vreodată prin faptul ăsta. Nu vreau să fiu așa maximalist, dar... Am învățat de la... Au fost mulți misionari acolo în Iacuțc, câțiva americani și
Că la ei am învățat foarte mult să ne mulțumim cu puțin, să fim mulțumitori. Modestie. Pentru că ei veneau din America și trăiau foarte modest la nivelul tuturor celorlalți oameni. Nu că n-ar fi avut, ci pentru că vroiau să fie aproape de oameni. La nivelul celorlalți. La nivelul celorlalți. Și așa am fost și noi și ne-am simțit bine împreună și nu am simțit că altul are mai mult. Și ne-am lecuit de nemulțumire. Asta ne-a șocat când am venit înapoi în România și când vedeam că oamenii au atât de multe. Au atâta apetit pentru lucruri, pentru obiecte. Da, da. Și nemulțumiți. Deci nemulțumirea este lucru care este în evidență. Aș vrea în final să facem un lucru mai neobișnuit pentru emisiunea Între Scriptură și Ziar, și anume pentru că ați venit împreună copiii. Să-i chemăm și pe copii în studio, în spatele vostru, și să spunem o rugăciune pentru voi, să vă încredințăm în mâna Domnului și avându-vă în perspectivă această completă, telespectatorii noștri, văzându-vă ca familie, să nu uiteți să roage și pentru copiii voștri. De multe ori noi facem ucenici din alții și ne pierdem proprii copii. Mi s-a întâmplat mie, mi s-a întâmplat altora, alergăm în stânga, în dreapta și puteți veni în spatele părinților voștri. Poate mulți s-au întrebat până acum cum arată ceea ce rezultă dintre o europeancă și un siberian. Iată, doi copii frumoși, binecuvântați, și care împreună cu părinții lor fac tot felul de activități, inclusiv mișcare, sport, și acum sunt gata să-i urmeze pe teren de misiune. Aș vrea să spun o rugăciune în finalul emisiunii și să vă încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Doamne, venim înaintea Ta și îi încredințăm pe toți cei care fac parte din familia Sisoiev în mâna Ta la plecarea aceasta spre vest, spre Spania. Știm că a fost un teritoriu drag și Apostolului Pavel și altor misionari și știm că Evanghelia trebuie dusă până la marginea Europei și nu numai, până la marginea Pământului. De aceea îți mulțumim că ai ales oameni și ai trimis oameni, precum familia Sisoiev și copiilor, să meargă acolo, între românii din diaspora și nu numai între spaniolii, sadea, să vestească Evanghelia Ta. Dă-le ucenici acolo, cum le-ai dat și Neacuția, și dă-le oameni care să crească, să te slăvească pe Tine și, indiferent de limba în care vor vorbi, să aducă slavă Ție, glorie Ție, pentru că știm că aceasta este menirea noastră sub soare, de a răspândi lumina Evangheliei Tale, de a-ți aduce Ție slavă. Amin. Și știm că nu-ți împari slava cu nimeni, de aceea să rămână a Ta în veci de veci, prin viețile noastre, prin acțiunile noastre. Protejează-i, păzește-i, păzește-i de trădare, păzește-i de oameni răi, păzește-i de lucruri nefericite care ne-ar putea întrista și ar putea împiedica misiunea lor până la capăt. Ajută-i să-și ducă misiunea până la bun sfârșit, chiar dacă aceasta înseamnă întreruperea vieții pământești, trecerea spre cele veșnice. Binecuvintează încă o dată și binecuvintează pe toți misionarii care sunt în lungul și în latul Pământului. Amin. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim. Se spune că mutarea dintr-o parte în alta este al doilea stres pe scara stresului după pierderea cuiva drag. Noi am experimentat și una și cealaltă. Am experimentat câteva sicrie în familie și peste 12 mutări. Nu se compară. Pierderea cuiva drag este mai grea decât orice altă pierdere, și pierderea copiilor în nemântuire este mai grea decât orice pierdere. De aceea ne rugăm și pentru copiii voștri și rugăm pe telespectatorii noștri să roage și pentru voi și pentru copiii voștri. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim pentru invitație și această experiență nouă. Da, bine, veți mai avea experiențe noi.